capitolul 11, pagina în Biblie 1003. Titlul paragrafului care îl avem în această dimineață este Stăruința în rugăciuni. Pagina 1003 în Sfânta Scriptură, Evanghelia după Luca, la capitolul 11, de la versetul 5 până la 13 inclusiv. Apoi le-a mai zis: dacă unul dintre voi are un prieten și se duce la el la miezul nopții și îi zice: prietene, împrumută-mi 3 pâini, căci a venit la mine de pe drum un prieten al meu și n-am ce-i pune înainte. Și dacă din lăuntru casei lui prietenul acesta îi răspunde: nu mă turbura, acum ușa este încuiată, copiii mei sunt cu mine în pat, nu pot să mă scol să-ți dau pâi. Vă spun, chiar dacă nu s-ar scula să-i le dea, pentru că este prieten, totuși, măcar pentru stăruința lui supărătoare, tot se va scula și îi va da tot ce-i trebuie. De aceea și eu vă spun, cereți și vi se va da. Căutați și veți găsi, bateți și vi se va deschide, fiindcă oricine cere capătă, cine caută găsește și celui ce bate îi se deschide. Cine este tatăl acela dintre voi, care dacă îi cere fiul său pâine să-i dea o piatră, ori dacă îi cere un pește să-i dea un șarpe în loc de pește, sau dacă cere un ou să-i dea o scorpie? Deci dacă voi care sunteți răi știți să dați daruri bune copiilor voștri, cu cât mai mult Tatăl vostru, cel din ceruri, va da Duhul Sfânt celor ce îl cer. Amin. Ocupăm locurile și în timp ce cântăm o cântare comună pentru slava Domnului, ne vom închina cu darurile de bunăvoie. Fratele Doru Mărgean și fratele Iosif Buzangia vor purta colecta în timpul acestei cântări. 372 din cântările Evangheliei. 372. Dacă ceas cu ceas răul îl învingi, urci mereu pe culmi, nu rămâi pe loc, sfetnicul de rugi, nici când să nu stingi, ține viu divinul foc. 372. Dacă ceas cu ceas răul îl învingi, urci mereu spre cer, nu rămâi pe loc, sfeșnicul de rugi, nici când să nu-l stingi, ține viu divinul foc. Biruința stă rugăciune, credință săvârșești minuni, al tău sfânt cu lumină cerești, cu ardoazești. Când ți-e trupul frânt, sufletul zdrobit și în drum spre cer ai slăbit și caz, te mai roag un ceas răsplătirea ta, prea aproape este azi. Stă rugăciune ai, credință al tău sfeșnic sfânt cu lumină cerești, cu ardoare să-l păzești. Ți-e dor de Crist, de
astăzi însângerat, cum se roagă el sus pe crucea cea de lemn. Biruința stă în rugăciune, ai credință să vârșești minuni, al tău sfeșnic sfânt, cu lumină cerești, cu ardoare să-l păzești. Citim cuvântul Domnului și din Vechiul Testament, din cartea 1 Împărați, capitolul al 3-lea, în Sfânta Scriptură, la pagina 359. Pagina în Biblie, 359, cartea 1 Împărați, capitolul 3, de la versetul 5 până la 15 inclusiv. La Gabaon, Domnul s-a arătat în vis lui Solomon noaptea și Dumnezeu i-a zis: cere ce vrei să-ți dau. Solomon a răspuns: tu ai arătat o mare bunăvoință față de robul tău, David, tatăl meu, pentru că umbla înaintea ta în credincioșie, în dreptate și în curăție de inimă față de tine. I-ai păstrat această mare bunăvoință și i-ai dat un fiu, care șade pe scaunul lui de domnie, cum se vede astăzi. Acum, Doamne, Dumnezeul meu, tu ai pus pe robul tău să împărăsească în locul tatălui meu, David. Și eu nu sunt decât un tânăr. Nu sunt încercat. Robul tău este în mijlocul poporului pe care l-ai ales. Popor foarte mare, care nu poate fi nici socotit, nici numărat din pricina mulțimii lui. Dă dar robului tău o inimă pricepută ca să judece pe poporul tău, să deosebească binele de rău. Căci cine ar putea să judece pe poporul tău, pe poporul acesta așa de mare la număr? Cererea aceasta a lui Solomon a plăcut Domnului. Și Dumnezeu a zis: fiindcă lucrul acesta îl ceri, fiindcă nu cer pentru tine nici viață lungă, nici bogății, nici moartea vrăjmașilor tăi, ci cer pricepere ca să faci dreptate, voi face după cuvântul tău. Îți voi da o inimă înțeleaptă și pricepută, așa cum n-a fost nimeni înaintea ta și nu se va mai scula nimeni niciodată ca tine. Mai mult, îți voi da și ce n-ai cerut. Bogății și slavă, așa încât în tot timpul vieții tale nu va fi niciun împărat ca tine. Și dacă vei umbla în căile mele, păzind legile mele și poruncile mele, cum a făcut David, tatăl tău, îți voi lungi zilele. Solomon s-a deșteptat. Acesta a fost visul. Solomon s-a întors la Ierusalim și s-a înfățișat înaintea chivotului legământului Domnului. A adus arderi de tot și jertfe de mulțumire și a dat un ospăț tuturor slujitorilor lui. Amin. Amin, ocupăm locurile.
Mulțumim Domnului pentru că avem harul să fim în această dimineață în casa Domnului, adunați aici în numele Domnului nostru Iisus Hristos și pentru slava Lui. Ne bucurăm să fim acasă, să fim cu dumneavoastră. Am fost plecați o săptămână la Atlanta, am petrecut un timp binecuvântat, un timp cu familia, cu Timi, cu Lavinia, cu Alex și cu Lucas. Am avut ploaie din belșug la Atlanta, poate cu excepția unei zile am avut ploaie cam 24 de ore din 24, noaptea n-am băgat-o în seamă că am dormit, dar și noaptea a fost, dar parcă tot mai bună ploaia ca zăpada. Și apoi ploaia e semnul binecuvântării. Când am plecat duminică dimineața, am plecat de aici pe la 6:15 și am ajuns la Atlanta în aceeași zi seara. Am avut o călătorie așa de ușoară și de relaxată, cum probabil de când mergem în sud, fie că e Atlanta sau Florida, n-am avut. Și am crezut că va fi la fel și la întoarcere. Dar nu sunt două zile una ca alta. Am condus și eu aproape jumătate, sora mea doar un pic mai mult de jumătate. Și a fost foarte frumos, cu soare, cu lumina aproape tot timpul, un pic în Virginia, pe o distanță mică, așa, o adiere de ploaie. N-au fost mașini mari pe drum, tracuri, tiruri. Poliția a fost, dar n-au avut treabă cu noi, că n-au avut nici noi cu ei. În sfârșit, a fost extraordinar de lejeră și de relaxantă. Ne-am mirat că n-am fost obosiți deloc. Timpul acolo a fost minunat, ne-am bucurat cu Timi, cu Lavi, cu Alex. Până la urmă, să știți, e extraordinar să fii grandpa și grandma. E un lucru extraordinar și voi toți care sunteți în partidul bunicilor știți asta. Lucas, care e un pic, am petrecut mai puțin cu el, la început ne-a suspectat. În prima zi a fost mai greu, se uita la noi așa. Când i-am zis lui Lavi, parcă ăsta crede că am venit să-i cere închiria. E, da, a doua zi să știți că a fost altfel și în fiecare zi a fost altfel și la plecare s-a uitat la noi tot lung, dar de data aceasta parcă cu părere de rău. E frumos să fie familia împreună, fie că e vorba de familia de copii și de nepoți, fie că e vorba de familia de frați și surori, iată ce plăcut și dulce este să locuiască frații împreună. La întoarcere, drumul a fost mai lung, în primul rând ca timp. Întotdeauna mi s-a părut mai greu drumul încoace. Am prins foarte multă ploaie, am intrat în North Carolina și cum am pornit, am zis că ziua bună de dimineață se cunoaște. Primele 190 de mile au fost făcute cu viteză și așa fluent, ca apoi să ajungem în North Carolina, abia am intrat și am stat pe loc. Am stat pe loc și nu puține minute. Am mai avansat așa câte un pic amelcu și iar am stat pe loc și am văzut afișat în față, la un oarecare exit, este un accident și toate benzile au fost închise. După aceea am intrat într-o ploaie de asta teribilă, cu zonă de construcție. Ca să fac povestea foarte pe scurt, pe cât de optimiști am fost noi și am crezut că așa va fi ca și când am mers încolo, după 9 ore aveam la bord 360 de mile. Asta înseamnă o medie de 40 de mile la oră. Aproape ca New York City pe expres. Dar, fără grabă, am ajuns, am avut și o pană, nu mai știu de când am avut un flat tire, a fost interesant, am lucrat în echipă, așa ca buddy, sora Minodora m-a ajutat, sau eu am ajutat-o pe ea, nici nu mai știu cum, că nu prea vreau să mă lase, să ridic, să învârt acolo, dar și-a arătat și talentul de mecanic mașini și utilaje, am schimbat-o chiar repede. Poate că nu ne dăm seama cum uneori, anticipând anumite crize, Domnul are grijă de noi. Joi, săptămâna înainte de plecare, am dus mașina la Cristi la garaj să schimbe frânele. Și cu ocazia asta, fratei Cristi a rotat toate cauciucurile și toate șuruburile le-a dat cu spray-ul acela U40 și le-a uns cu vazelină grafitată. Știți ce ușor a fost să desfaci roțile? Dacă nu, roata aceea care n-a fost deschisă de un an, doi, dura mult.
Sigur că puteam să chemăm pe cei de la serviciu, dar ar dura mult să așteptăm. Ne-am abătut un pic din drum și am pus un alt cauciuc și cu toate aceste aventuri care au fost ca sarea și piperul. A fost chiar ca sarea și piperul, în mâncare, au dat gust. Am ajuns ieri cu bine acasă, în timp să fim pregătiți să fim cu dumneavoastră astăzi. La Atlanta, pe lângă părtășia specială cu familia imediată, am avut părtășie cu familia bisericii dimineață la biserica unde păstor fratele Teofil Cocean și Cristi, fratele lui, amândoi sunt păstori, fratele Teofil a fost plecat, acolo sunt mulți de la New York, frații vă transmit sănătate, fratele Iepure, sora Iepure, fratele Ianculovic Sorin, care s-a mutat și el cu familia din California la Atlanta, fratele Vasile și cu sora n-au fost la biserică, alți frați, împreună cu toată adunarea, primiți din partea lor binecuvântările Domnului. Seara am fost la biserica unde păstorește fratele Matei, din partea tuturora salutări sfinte, fratele Toma și sora Lidia, în mod special, dânsii sunt o cu inimă de New Yorker și vă salută, vă spun har și pace. Pentru fratele Costel și sora Reli, fratele Lăzărescu, mi-a spus și de rândul trecut, dar am uitat numele pe când am ajuns la New York și acum mi l-am zis de două ori, Lăzărescu, am să spun fratele și sora Reli. Fratele Pit n-a fost la biserică seara, aveam mandatul să-i dau un hug din partea fratelui Costel și a întregii biserici, dar nu a fost și ne-am bucurat cu frații acolo. Și am avut cumva experiența lui Iosif, dar numai partea pozitivă. M-am dus și am căutat pe frații mei și i-am găsit și am aflat bine și m-am bucurat cu ei. Iosif a avut și partea altă negativă. Când mergeți undeva unde sunt creștini, unde sunt biserici, nu pierdeți ocazia să căutați pe frații voștri, să petreceți cu ei. Nu vă gândiți că pierdeți o zi și nu vedeți acvariu sau nu vedeți nu știu ce. Cea mai minunată experiență când cauți pe frații tăi și petreci cu ei. Haideți să mai cântăm o cântare cu toții și apoi ne vom opri un pic la cuvântul care l-am citit. La serviciul de seară, la încheiere, vom încheia poate un pic mai devreme, vrem să avem o părtășie frățească cu frații din Comitetul Bisericii. Cântăm o cântare. 186 din Aleluia. Aleluia, 186. Lui te roagă, el ține ce a promis, lui te roagă și nu te dă învins. 186, aleluia. Lui te roagă, el ține ce a promis, lui te roagă, dă învins. Stai și așteaptă, răspunsul vine acum, stai și așteaptă, căci Domnul este bun. Cere. Cere-ne într-una, el nu te va lăsa. Doar răbdare și roagă-te mereu, doar răbdare lucrează Dumnezeu. Lui te roagă când vine al morții ceas, lui te roagă când rămâi îngenunchiat, Domnul vede, ești binecuvântat. La școala duminicală am văzut cum Domnul nostru Iisus Hristos, la solicitarea unuia dintre ucenicii lui, i-a învățat pe ucenici, pe apostoli și pe noi, cu privire la rugăciune și ne-a dat o rugăciune model, o rugăciune standard, rugăciunea Tatăl nostru. Ne-a învățat cum trebuie să ne rugăm, ce cuvinte să spunem și cum
să nu ne rugăm și cum să nu ne manifestăm în rugăciune, să nu bolborosim, să nu fim repetitivi, să nu fim fără noimă ca și păgânii. Dar învățătura Domnului nostru Iisus Hristos cu privire la rugăciune, la virtutea și practica rugăciunii, nu s-a oprit acolo. Când studiem Evanghelie, citim Evanghelie, vedem multe alte ocazii, circumstanțe în care Mântuitorul dă învățătură cu privire la rugăciune și cu privire la practica rugăciunii. Textul care l-am citit din Luca, din capitolul 11, este un text în care Mântuitorul ne învață cu privire la rugăciune și ne învață să fim stăruitori în rugăciune, să fim perseverenți, consecvenți, persistenți. Adică să nu ne rugăm doar ocazional, odată, din când în când, și să nu ne rugăm doar așa, cum mai zice, dă-mi și mie cartea. Și dacă nu mi-o dai, nici o problemă, că așa nu trebuia. Dar dacă nu-ți trebuie, de ce ai cerut-o? Păi am cerut-o să mă aflu în treabă. Și când cerem să ne aflăm în treabă, să nu ne așteptăm să primim. Și Domnul Iisus ne dă această lecție, asta e ideea mare a textului, ideea centrală, ideea forță, că trebuie să fim rugativ și stăruitori în rugăciune. Și dă pilda aceasta a prietenului și probabil că o vom aborda noi la o lecție viitoare, când vom ajunge la pildele Domnului nostru Iisus Hristos. Apoi le-am mai zis, dacă unul dintre voi are un prieten, și fiecare avem un prieten sau mai mulți, și se duce la el la miezul nopții, e mare lucru să ai un prieten la care te poți duce la miezul nopții. Că de regulă, parcă după 9:30, nici telefon nu-ți mai vine să dai. Sau dacă dai telefonul, cum îl începi? Vă cer scuze pentru deranj, dar tu nu ai dat telefon să ceri scuze. Tu ai dat telefon că ai o durere, ai o nevoie, ai o urgență. Dar sigur că trebuie început cu, vă cer scuze pentru că m-ați deranjat. Dacă sunăm foarte dimineața, iară, frate păstor, sper că nu dormiți. Păi nu cred că vorbesc cu dumneavoastră. Oh, sigur, e important să cerem scuze. Dar să lăsăm aceste maniere elegante care sunt bune, ce e important e dacă ai un prieten căruia îi poți da telefon după ora 10. Dacă ai pe cineva la care poți suna și dimineața la ora 5, la care poți să-i dai un text la 1 noaptea și îți va răspunde, sau la care poți să mergi să bați la ușă, că pe vremea aceea nu erau nici telefoane, nu erau nici aplicațiile acestea de WhatsApp și de Messenger, și se duce la el la miezul nopții și îi zice, prietene, împrumută-mi 3 pâini, căci a venit la mine de pe drum un alt prieten. Aici e vorba până la urmă de 3 prieteni. E vorba de prietenul ăla care vine în călătorie. Și cu un pic mai înainte de miezul nopții, poate la 11 noaptea, bate la ușă. Prietenul ăsta îl primește, e deranjat, că și el era lângă copii în pat, lângă nevastă, la 11 sau la 10:30. Și vede că a venit prietenul și s-a oprit la casa lui și e frumos din partea lui că își deschide ușa, nu lasă să doarmă în stradă, dar constată, și pentru vremea aceea nu era ceva ieșit din comun, că n-are ce să-i pună înainte, omul vine de pe drum. Ca prieten se oprește la un prieten și n-are ce să dea de mâncare și prietenul ăsta, deci al doilea, cel care a primit musafirul, este într-o criză. Și atunci se gândește să iasă din criză apelând la un alt prieten care știa el că are pâine. Poate că nu mai suntem, dar poate că v-a mințit la început când îți trebuiau 50 de dolari sau 100 și nu-i aveai. Și unde apelai? La un prieten care te gândeai două lucruri. Că s-ar putea să aibă, că dacă n-avea, n-avea rost să apelezi. Și care era al doilea ce te gândeai? Care avea bunăvoință, că dacă iară n-avea bunăvoință, deja va avea. Te gândeai la un prieten care ar fi avut
și care ar fi avut bunăvoință ca să-ți dea. Dar vedeți că acest prim prieten care vine în călătorie aduce o criză în casa prietenului. Și prietenul care primește pe prieten, fiind în criză, merge la un alt prieten ca să iasă din criză și în felul ăsta, într-un fel, îl bagă pe el în criză. Come on, Levi, te mai bocăni la ușă, e târziu, sunt în pat, sunt în pijama, sunt cu copii, ăla mic o tot plâns, l-am culcat între noi, l-am luat din pătuț, că n-am avut ce face. Găui, vină mâine, dimineața se face business-ul, se cumpără pâine, ce-i cu tine? Și Domnul Iisus vine și spune, știi, ăștia doi sunt prieteni. Ăla din casă care are pâine, ar fi cam normal să aibă și bunăvoința să scoată din criză. Și până la urmă, așa se și întâmplă. Dar Mântuitorul face o subliniere. Eu vă spun vouă, chiar dacă nu se va da jos din pat, chiar dacă nu se va îmbrăca, nu va deschide ușa, va da pâinea pentru că este prieten. Totuși, din pricina stăruinței lui supărătoare. Dar te rog, bate la ușă, dar te rog. Și omul își pune urechile, mâna la urechi, dar știi, te rog. Și până la urmă zice, nu scap de asta. Nu e singura pildă. Vă amintiți de văduva săracă și de judecătorul nedrept și de morala sau învățătura acestei pilde? Cu cât mai mult nu va face Dumnezeu dreptate aleșilor lui. Se pare că aici, de fapt, Domnul Iisus asta ne învață, că lui Dumnezeu îi face plăcere să insistăm. Îi face plăcere să fim stăruitori. Și asta e mesajul textului, să fim stăruitori în rugăciune. Și Domnul spune, de aceea și eu vă spun, cereți și vi se va da. Vi se va da din prima dată? Poate că da, poate că nu. Vi se va da la a doua cerere sau la a treia cerere? Tocmai asta e învățătura, să fiți stăruitori. Să cereți. Căutați și veți găsi. Veți găsi din prima dată? Bateți și vi se va deschide. Vi se va deschide la prima bătaie? Dar vi se va deschide. Fiindcă oricine capătă, cine caută, găsește. Și celui ce bate, îi se deschide. Dacă un tată pământesc dă pâine fiului și nu-i dă o piatră, cu atât mai mult tatăl cel ceresc, dă lucruri bune celor ce cer. Dacă un tată de pe pământ, când fiul cere un pește, nu-i dă un șarpe, ci dă un pește, cu atât mai mult tatăl cel ceresc dă binecuvântare celui ce cere cu inima și celui ce are nevoie. Deci dacă voi care sunteți răi știți să dați daruri bune copiilor voștri, cu cât mai mult Tatăl vostru cel din ceruri va da Duhul Sfânt celor ce îl cer. Și aici o sublinire la versetul 13, este o predică în sine și o lecție în sine. Unii văd versetul 13 ca o învățătură specială despre a stărui ca să primim Duhul Sfânt, care se manifestă și atunci știi că l-am primit dacă vorbim în limbi pe care nu le înțelege nimeni, nici măcar noi. În primul rând, cei care cer Duhul Sfânt, Duhul Sfânt are diferite forme de manifestare, fie că e prin daruri, fie că e prin roade, fie că e prin manifestări speciale, daruri, slujbe și lucrări. Cei care n-au Duhul Sfânt nici nu cer Duhul Sfânt. Cei peste care a venit Duhul Sfânt la cinzecime într-o formă specială, pentru o lucrare specială, aș vrea să vă aduc aminte că aveau Duhul Sfânt. A suflat peste ei, ați Duhul Sfânt, au fost cu Domnul Iisus. Cine n-are Duhul Sfânt nici nu cere Duhul Sfânt. Duhul de rugăciune este un Duh Sfânt, dar în împrejurări speciale și în circunstanțe speciale, Duhul Sfânt dă o manifestare specială în funcție de nevoile credinciosului, credincioșilor, adunării sau poporului lui Dumnezeu. De aceea și eu vă spun, cereți și vi se va da, căutați și veți găsi, bateți și vi se va deschide. Și de fapt versetul 9, să știți că este chintesența textului, sau ca să spunem așa ca la școala biblică, versetul de aur. Toate sunt de aur. Dar e versetul care cuprinde ideea centrală.
Și dacă ne uităm la versetul 9, fiecare ne amintim de niște experiențe când am cerut și am primit. Și am zis, aleluia, slavă Domnului, m-am rugat, am cerut, am primit. Și am împărtășit cu alții, uite ce durere am avut, uite ce nevoie am adus, m-am rugat Domnului. Nu e nimeni ca Domnul. Frate Doru, m-am rugat Domnului și Domnul m-a ascultat și frate Doru se bucură și noi amândoi dăm slavă Domnului, dar nu ți s-a întâmplat niciodată, frate Levi și frate și soră, să ceri Domnului, să bați la poarta cerului, să ceri o dată, de două ori, de trei ori, să bați de mai multe ori și în ciuda stăruințelor tale supărătoare, să nu primești, să nu primești răspuns, vă rog să fiți atenți, să nu primești ai cerut. Noi confundăm răspunsul lui Dumnezeu la rugăciune cu a primi întotdeauna ce am cerut, ce am vrut. Nu. Dumnezeu are trei moduri majore, generale, în care răspunde rugăciunii credinciosului. Când îi dai un text, ca să folosim varianta asta modernă, el răspunde întotdeauna. Și un răspuns al lui Dumnezeu este da. Îți face întocmai cum i-ai cerut și atunci ție îți place și te bucuri și spui aleluia, slăvit să fie Domnul. Cum i-a spus lui Solomon? Voi face după cuvântul tău, voi face după rugăciunea ta. Ăsta este unul din răspuns și ăsta îl căutăm noi și îl dorim și ăsta ne place, dar nu-i sigur. Mai este un al doilea fel de răspuns în care Dumnezeu spune, nu acum, nu încă, not yet. Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței Lui, dar o face la care timp? La timpul Lui. Orice lucru El îl face frumos la vremea Lui. Există și un răspuns care Domnul meu îl dă la rugăciunea mea și zice, nu acum, frate Levi, nu încă. Și atâtea mame care se roagă pentru copiilor și nu primesc încă răspuns la rugăciune, răspunsul lui nu. Monica, mama lui Augustin, s-a rugat pentru el ani de zile și Dumnezeu i-a dat răspunsul da, dar a durat, a fost o vreme, a fost stăruitoare în rugăciune. Și apoi este un al treilea răspuns care ne place nouă mai puțin de toate, care este nu. Dar, dragii mei, este și nu un răspuns? Este. Da, not yet, nu încă, și nu. Și poate că numai în cer vom înțelege cu adevărat câtă dragoste este în nu-urile lui Dumnezeu. În răspunsul de nu care mi l-a dat mie și ție la atâtea rugăciuni. Știți când zice voi, nu știți, cereți și nu știți ce? Cereți. Sunt aceste trei răspunsuri. De aceea, versetul 9, eu vă spun cereți și vi se va da, căutați și veți găsi, bate și vi se va deschide. Și versetul 10, fiindcă oricine cere capătă, cine caută găsește și celui ce bate îi se deschide. Versetele 9 și 10 nu sunt niște asigurări sau garanții care susțin orice fel de mofturi și orice fel de rugăciuni. O femeie năcășită, o văduvă bătrână pe care vecinii din bloc o batjocoreau, cu amărăciune în suflet, se roagă Domnului și cineva mi-a împărtășit rugăciunea ei, nu e o poveste, e realitate, femeia se roagă Domnului și împărtășește și cu alții cum s-a rugat. Și ea spune, eu mă rog întotdeauna lui Dumnezeu. Și mă rog, Doamne, binecuvintează pe toți aceia care mă ajută și se poartă frumos cu mine. Dar, Doamne, pentru aceia care își bat joc de mine și mă batjocoresc, Doamne, batjocorește-i Tu cum poți Tu și cum știi Tu mai bine. Când cerem asemenea rugăciuni, ne răspunde Domnul? Ne răspunde. Numai că răspunsul e nu. Dar răspunsul tot este, numai nu ne-am verificat noi textul. Răspunsul e nu. Știi ce îi spune lui Solomon? I-am citit textul. Fiindcă n-ai cerut nici aia, nici aia, nici aia, nici moartea,
vrăjmașilor tăi, nici să li se rupă picioarele, nici să îi bate Dumnezeu, fiindcă n-ai cerut astea care firește, vin, gândește-te, se spune Dumnezeu, cere ce vrei, ce-ai cere? Știți câtă binecuvântare este în răspunsul ăsta, nu? Numai un exemplu vă dau, ați auzit sau ați citit, dar cred că nu vă este străină, istoria, povestea, e o poveste din mitologia greacă. Când un împărat care iubea așa mult bogăția și aurul, a cerut ca pe orice va pune el mâna și orice va atinge să se transforme în aur. Și zice că zeii i-au garantat rugăciunea, cererea. Asta e legenda. Și când a venit acasă, a îmbrățișat-o pe soția lui. Și rugăciunea s-a împlinit. Ea s-a transformat într-o statuie de aur. A rămas tot tânără și frumoasă, dar de aur. Ce te faci cu ea? Că zicem noi că ești o fată cu inimă de aur, soție, ești cu inimă de aur, dar inima e una, să ai de aur și ți-ai bibelou în casă, nu? Mai face nimeni cafeaua. Fica și fiul s-au transformat în aur. Ce frumos ar fi fost, ce bine era dacă zeii ăia, numai că zeii erau greci și ăia, nici nu era, nu era, e legendă, e mit. Câtă binecuvântare este în răspunsul de nu. Deci când Domnul nu-ți răspunde, ți se pare că nu-ți răspunde, gândește-te că îți răspunde nu. Mai insistă. Dar cere înțelepciune să faci deosebire. De aceea și eu vă spun, cere și vi se va da, căutați și veți găsi, bate și vi se va deschide, fiindcă oricine cere capătă, cine caută găsește și celui ce bate îi se deschide. Foarte multe texte din Scriptură sunt așa numite texte condiționate. Ele încep cu dacă. Și noi de obicei sărim peste acest dacă și citim partea a doua, partea B, care ne convine. Dacă veți face așa, vă voi binecuvânta și noi numai vă voi binecuvânta și le luăm garantate. Aș vrea să privim la învățătura Domnului nostru Iisus Hristos cu privire la rugăciune, că ea nu poate fi luată numai dintr-un verset. Noi trebuie să studiem toate lecțiile. Și foarte rapid, așa, foarte rapid, Ioan 15:7. Dacă rămâneți în mine, un prim dacă, Ioan 15:7. Dacă rămâneți în mine, și dacă rămân în voi cuvintele mele, indiferent ce urmează după, vă rog să menționați acești doi dacă. Dacă rămâneți în mine și dacă rămân în voi cuvintele mele, cereți orice veți vrea și vi se va da. Wonderful! Minunat! Numai problema mea, nu știu dacă și a ta, este că din tot versetul ăsta eu mi-aduc aminte, de partea a doua. Dar nu zice Domnul că să cerem orice vrem și ni se va da? Ba, așa zice. Păi de ce cerem orice vrem și nu ni se dă? Se dezminte, Domnul se contrazice. Poate că a citit unul în copilărie, Aventurile Tom Sawyer de Mark Twain. Mark Twain scrie despre băiatul ăsta că era un zglobiu de băiat și copilul s-a dus și la biserică. Și preotul, pastorul a predicat despre faptul că orice ceri, ți se dă. Și el își dorea undiță. Și a cerut el vreo săptămână rugăciune pentru undiță și pe când a fost mai dezamăgit, a găsit undiță. A aflat o undiță. Cineva a pierdut o undiță și l-a găsit-o. Și el a interpretat-o cu bucurie că e răspunsul lui la rugăciune. Dar mare a fost dezamăgirea lui că undița n-avea cârlig, n-avea cârlige. A fost supărat. Doamne, mi-ai dat o undiță, dar mi-ai dat-o fără cărlige. Din nefericire, istoria lui Tom Sawyer este că el n-a continuat să se mai roage și pentru cărlige. Și că atarijul le-a primit. N-a stăruit. Dar aici, prima parte a versetului determină a doua. Dacă rămâneți în mine și dacă rămân în voi cuvintele mele, când zici, Doamne, trăznește-l pe șeful meu, că e un om rău ca iadul, rupe-i picioarele, că ce mi-a făcut meu ăsta. N-ai mai rămas în el. Și n-ai rămas în cuvântul lui. Și vorbesc și de tine și de mine.
Că dacă ai fi rămas în cuvântul lui, dar eu vă spun să iubiți pe vrăjmașii voștri, să faceți bine celor ce vă prigonesc, să vă rugați pentru ei. Dacă rămâneți în mine și dacă rămân în voi cuvintele mele, cereți orice veți vrea și vi se va da. Și atunci, Duhul Sfânt și cuvântul Domnului, să știți că și modelează cererea noastră și rugăciunea, și rugăciunea noastră. Pe mine la școală directorul mă cam prigonea și mă bătea pur și simplu pentru că n-am pocăit. Și pe toți copiii pocăiților îi prigonea și îi bătea rău. Rău, nu-i timp de detalii. M-a bătut odată cu liniarul până mi-a cursat din palmă, că n-am fost duminica la școală la activități. M-a rugat pentru el. Și m-a rugat odată și i-a spus cu voce tare că să vezi că n-am să fiu eu tot mic. Eram în clasa 5, 6, 7. Am să cresc și am să fiu mai tare ca tine și atunci am să te bat de nu o să te vezi. Și mă rugam ca Domnul să mă crească, să dea putere să ajung să dau înapoi. Știți ce sincer mă rugam? Dar când am intrat în cuvântul Domnului și în Domnul, mi-a dispărut gândul ăsta. Ne-am întâlnit odată în Deva. Eram student la Petroșani, el era cu școala într-o excursie cu autocarul și eu pe vremea aceea eram în Lotul Național al României la judo. Și când a venit el așa, el a uitat că cel ce bate uită, cel ce primește bătaia, ăla ține minte. A venit așa și a zis, judocanul nostru, și când și-a atins mâna, i-am aplicat așa o tehnică de răsucire cu strangurat la antebraș și l-am adus cu capul pe genunchi și l-am lăsat ca într-o glumă. Domn director, nu mai este cum a fost, nu mai sunt în clasa 6-a. Dar a fost mai mult o glumă. Dar eu m-am rugat. Dar când am intrat în cuvântul Domnului, nici l-am mai cerut aia și nici l-am mai vrut aia. Frați și surori, când suntem în voia Domnului, nici nu mai vrem ce-am vrut. Cum spune Traian Dorz, facă-mi-se întotdeauna după Sfântul tău cuvânt, după voia ta. Chiar de-ar fi să-mi cadă toate voile și planurile la pământ. Foarte rapid, Domnul Iisus apoi continuă să spună tot în Ioan 15, versetul 9 și versetul 10. Rămâneți în dragostea mea, atunci când rămâi în dragostea mea. Versetul 10. Dacă păziți poruncile mele, veți rămâne în dragostea mea, după cum și eu am păzit poruncile Tatălui meu și rămân în dragostea Lui. Ioan 14, versetul 15. Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. E ușor să cânți, te iubesc, Iisuse, mai ales dacă ești și bun cântăreț. Pentru mine e mai greu. Când eu cânt cântarea, te iubesc, Iisuse, știu că ești al meu. A lumii plăcere nu mai doresc eu. Știți cum sună când o cânt eu? Fals. Că nu poți duce melodia din handicapuri muzicale. Dar știi că s-ar putea să o cânți la notă și să fie tot fals? Nici să nu sune fals. Știi când e mai fals? Că nici nu sună fals. Că dacă tu de fapt dorești plăcerea lumii și bogățiile lumii și slava lumii și prietenia lumii și nu mă cânți, nu. Mi-aduc aminte când am început să traduc după și înainte de Revoluție, dar după Revoluție public, predicatori americani, englezi, străini, chiar și la sala sporturilor, la evangelizări, întâlniri așa cu mii de oameni, îmi era foarte greu să traduc ceva foarte simplu, dar la noi la români parcă era greu. Dear Lord Jesus. E simplu. Se traduce, dear-i dragă. Dar dragă Doamne Iisuse, se uitau oamenii din sală, nu prea foloseam. Dragă Doamne Iisuse. Și ziceam Doamne Iisuse. Apoi, americanii mai ales erau foarte generoși cu We love you Lord, we love you Jesus. Te iubim, Doamne, te iubesc, Doamne. Eu am crezut într-o biserică și într-o familie care au iubit pe Domnul. Dar nu i-au tot spus toată ziua că iubesc. Ioan 14:15. Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Dragule și dragă, dacă nu păzești poruncile Domnului, poți să o clap. I love you, Jesus, I love you, Jesus in my heart. No, nu bătutul din palme, nu săritul și dansatul. Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Așa se arată iubirea față de Domnul Iisus. Versetul 21.
Cine are poruncile mele și le păzește, acela mă iubește. Și când Domnul se uită la tine și la mine și vede că suntem în cuvântul Lui și în poruncile Lui, vede că-L iubim. Și cine mă iubește va fi iubit de Tatăl meu. Eu îl voi iubi și mă voi arăta lui. 1 Ioan 5:3. Căci dragostea de Dumnezeu stă în păzirea poruncilor lui și poruncile lui nu sunt grele. Care e porunca lui care am învățat-o astăzi? Să iertăm. Și când tu îi spui Domnului, Doamne, nici nu vreau să-l iert, nici nu mi-e ușor să-l iert, nici nu prea pot să-l iert, dar pentru că tu ești Domnul meu. Te rog frumos, dă-mi o inimă nouă ca să pot să-L iert, să vreau să-L iert de dragul tău. Tu nu-L ierți doar de dragul Lui, că atunci nu-L ierți în veci. Dar trebuie să iertăm de dragul lui Dumnezeu. Iacov ne spune de asemenea de ce răspunsul este uneori nu. Nu, un sănătos, no, no. Iacov 4, epistola lui Iacov, versetul 2. Prima dată ne spune și n-aveți pentru că nu cereți. Și asta ne place. Apoi, versetul 3, sau cereți și nu căpătați. Vedeți că există posibilitatea să nu căpătăm. Pentru că cereți cu gând să risipiți în plăcerile voastre. Intenția, motivația, finalitatea care ar fi determină și răspunsul. Dar răspunsul există întotdeauna. Da, nu, încă și nu. Uitați-vă la Apostolul Pavel. Foarte telegrafic. Dar n-aș vrea să trecem peste aceasta. 2 Corinteni 12 de la 7. Capitolul 12 e intitulat Descoperirea lui Pavel. Când vorbește de răpirea care a avut-o la cer și experiența aceea. Și de la versetul 7. Și ca să nu mă umflu de mândrie, din pricina strălucirii acestor descoperiri, mi-a fost pus un țepuș în carne, un sol al satanei, ca să mă pălmuiască și să mă împiedice să mă îngânf. De 3 ori am rugat pe Domnul să-mi ia. Și El mi-a zis, harul meu îți este de ajuns, căci puterea mea în slăbiciune este făcută desăvârșită. Deci mă voi lăuda mult mai bucuros cu slăbiciunile mele, pentru ca puterea lui Hristos să rămână în mine. Ce răspuns a primit Apostolul Pavel? Nu. A primit răspuns cu privire la rugăciune, dar răspunsul a fost nu. De câte ori? De 3 ori. Unii ar fi în stare să siluiască Biblia, să zică, dar dacă se ruga de 30 de ori, poate se schimba. Nu. El a înțeles și răspunsul a fost, harul meu ți este de ajuns. Știți că un proroc păgân care îl cunoștea un pic pe Domnul, Balaam, el a fost stăruitor. Și ia să mai întreb o dată pe Domnul. Dar Domnul ce i-a spus înainte? Nu! Să nu te duci cu oamenii ăștia. Dar că poate îl fac. Până la urmă, Domnul zice, da, așa să numai ce voi vorbi eu. Și la urmă, nu era mai bine să nici nu-l fi lăsat Domnul să meargă deloc? Ba da! Că nu ieși un plan. Când ai o pană pe 95 și trebuie să o faci acolo, au, ce putea fi mai rău? Știi ce putea fi mai rău? Să n-ai pana și în următoarele 5 mile să te lovească un trac în spate. O, dar noi nu știm ce urmează după momentul ăla. Noi vedem numai de flat tire, sau noi vedem numai de durerea, sau numai că ce s-a întâmplat. Dumnezeu, să știți, aude, ascultă și răspunde. Da, nu, încă și nu. Ce îmi place la rugăciunea lui Solomon și asta vreau să închei, Domnul zice, pentru că asta ai cerut, voi face după voia ta, după cuvântul tău, dar îți voi da și ce n-ai cerut. Și spune acolo, vă amintiți, bogății, slavă, putere, vei fi așa, vei fi așa. Oare credeți că favoarea asta extraordinară numai pentru Solomon a fost? Nu-i și pentru tine? Mă, cum Solomon era Solomon și merita să-i facă Domnul un favor.
Frate și soră, vreau să pleci astăzi de la biserică cu încredințarea că ce favoare i-a făcut Domnul lui Solomon e și pentru tine. Și vă duc cu gândul în ultimul verset la care ne referim, la cuvintele Domnului nostru Iisus Hristos, pe care le iubim, pe care le apreciem, Matei 6, vom avea și o școală biblică de aici, versetul 31, nu vă îngrijorați cu privire la ziua de mâine, nu vă îngrijorați, dar zicând, Matei 6, cu 31, ce vom mânca sau ce vom bea sau cu ce ne vom îmbrăca, fiindcă toate aceste lucruri, neamurile le caută. Tatăl vostru cel ceresc știe că aveți trebuință de ele. Versetul 33. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra și dacă nu le-ați cere. Ce a cerut Solomon? Dă o inimă pricepută robului tău. Dă-mi înțelepciunea să deosebesc binele de rău. Și Dumnezeu îi spune, pentru că asta ai cerut. N-ai cerut nici aia, nici aia, nici aia. Îți voi da ce ai cerut și am să-ți dau și ce n-ai cerut. Frate și soră, când cer Domnului să vină împărăția ta, împărăția lui în inima ta, în casa ta, în biserica ta, în cercul lărgit al familiei tale, când îi cere aceste lucruri, Domnul îți dă împărăția, care știți ce este? Pace, bucurie în Duhul Sfânt și îți dă și ce n-ai cerut. Nu trebuie să-i ceri tot timpul numai, Doamne, dă-mi pantofii mai bun, dă-mi pantaloni mai bun, cravata mai bună, dă-mi aia. Cere-i ca și Solomon. Rugăciunea aia care place Domnului, care să-l miște așa de tare încât să spună, fiindcă așa ai cerut, voi face după cuvântul tău și am să-ți dau ce n-ai cerut. Frate Iosif, cum stai cu rugăciunea? Ce ceri în zilele astea? Știu și știm, toți știm. Și dacă uiți ceva să ceri, Domnul are să-ți dea chiar ce tu n-ai cerut. Că oricât zici, Doamne, fii cu mine, fii cu Doamne, tot rămâne ceva. Dar să nu fie niciodată frică. Pentru că El știe de ce ai trebuință. Asta nu se referă numai la bucătărie și la garaj. Asta se referă când merg la spital. I've been there, I've done that. Cum se zice? Am fost acolo, am trecut eu prin asta, când după ce spui toate rugăciunile, nici nu mai știi cum să te rogi și te simți că ai pierdut firul și la urmă zici ceva, Doamne, de-acu tu știi. Și vorba fratelui Marin, rugăciunile alea tăcute, în care nici cuvinte nu mai ai, așa-s de ascultate. Și Domnul zice, îți voi da un har special. Îți voi da și asta. Că noi cerem o inimă nouă și împărăția lui în inimă, El are grijă ca și inima să se repară. Segmentat acolo, cuzinez noi și o să fii fecior până ajungi ca fratele Pit Popovici, la vârsta lui. Am fost mișcat așa de lecția biblică care m-a forțat să mă duc în continuare și aș vrea să vi se întâmple și vouă așa. Parcă așa mi se pare când am început aceste lecții, indiferent că o face fratele Costel sau fratele Dincă sau fratele Ionel sau fratele Levi, am așa senzația că nu se termină și nici nu se termină. Dimpotrivă, parcă cu cât ne apropie mai mult de sursă, mai multă lumină vine. Slăvit să fie Domnul. Amin. Haideți să ne ridicăm și să mulțumim Domnului, fratele păstor Ionel Saudan, îi chema să ne conducă în rugăciune de mulțumire la încheiere.